Ia să vedem și la partida de astăzi, de duminică. Din nou, balta este plină. Pescar lângă pescar. Și mai plină de data asta. Mai mulți pescari astăzi. Da, deci aici nu mai mașini. Full. Să mai aruncăm și ceva mumelă la pescarii care vor. Păi tati, întrebi, nu arunci la toată lumea. Care vrea? Cine vrea, da? Cine vrea, vrea. Cine nu, nu. Îi întrebi. Ia zi, Mihai, mai ai ceva activitate aici? Momentan nu așteptăm. Momentan. Da. Sperăm să mai luăm măcar un crap, un tenisul și cam mai. Așa, așa. Avem ceva aici, nu e problemă. Eu. A, păi e ceva. E da. Ceva aici. Da, să nu este, da. Bun, bun. Ia zi, băiatul, cum e partida azi? E bine? Da? Ai avut activitate până acum? Da. Ai avut? Uite-te, mă, la... Ia. E rușin. E rușinos. Aici am avut crapul, nu? Da. Crapul ăla frumos ăla mare. Bravo. Uite și pe balta asta mică aici, mai sunt câțiva pescari pentru că nu mai au loc aici pe balta mare. Acu să vezi. Acu să vezi. Ia. Ați luat ceva aici? Da. Ați luat? Da? Da, da. Bravo. Doi, garaj de aia. Da? Aha. Trage și aici tot ca în partea asta. Pescă lungă, pescă. Mașină lungă, mașină. Ia să dăm, mai avem un pescar ascuns aici care nu vrea să-și arate fața, da. Luca, acum trebuie să merg, dacă avem care fotul cu mine. Acum gata, da. Ți-am făcut și loc aici între sărcile astea, da? Am curățat aici frumos ca să poți să lansezi. Da. Tot mai bine. Mai ai și puțină umbră. Bere lipsește, lipsește bere. A, e și bere. A, avem lăzile acolo, gata, e bine atunci. Ia, să vedem aici. Avem aici activitate? Avem ceva. Avem ceva. Aude, aici avem și senzori, avem ce să mai, ce să mai. Nu, care că nu am. N-ai avut, da. Și ai luat ceva? Avem, de când ai venit de o jumătate de oră? Cam așa.
Avem și peștișorul de aur. Ia uite ce caras frumos. Mamă, ce caras frumos. Deci avem peștișorul de aur. Ce culoare are, bă, la, bă. Ha, ce frumos. Deci aur cu platină pe el. Da. La final ne punem o doamnă. Gata, ce să mă. Frumos. Ah, pe ești, ești tare, gata, ce să mă. Dacă abia ai venit și... Noi dăm ora exactă. Da, 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 da. Gata, de aici. Aici, băieții? De la Bucșani, nu? Da. De la Bucșani. Robert, cine e Robert? Cu cine vorbi? Cu tine? Da. Ați luat ceva? Ați luat câțiva caraș? Mhm. Hai, băgă-te aici. Și aici stoieneștiu aici, nu? Este, da. Ne abonăm. Da, ce, ne abonăm. A, aici pregătiți și cu umbrele și cu ce să mai. Ei, ne abonăm. Gata, da. Am găsit balta ce. Tu ai luat și tenul, nu? Tu ai luat ten. Gata, l-avem acolo. Am o poză, filmare n-am făcut, dar am făcut o poză, da. Și caraș ceva? Este. Caraș avem, care? Avem vreo 2-3-2 kg leger. Ia, să vedem. Bagă-te-ne pe aici că se vede mai frumos. A, așa, da, da, da. Gat, este. Bine. Este. Da. Avem activitate. Da, este. Aici pescar fidel. Cum ai zis, mă, că zice? Cârciumarul, nu? Așa. Yeah. Păi da, da, da. Păi este, nu vezi că e acolo, uite. Aici am mai avut un ten mai devreme, da, un ten frumos. Și ceva cărășei. Păi e ca lumea de tot, bine de tot. Pentru început e foarte bine. Și cel mai tare pescar... Profesorul pescarilor, profesorul profesorilor. Cum a venit? Are cel mai mult pește, ia. Cel mai mult. Ia să vedem. Acum a venit și deja are juvelul cu plin. De 10 minute. Cel mai tare. Nu, nu mai filmez la tine, că vorba deja mai văd și alți pescari și nu mai îndrăznesc să mai vină când vede atâta concurență. Ia să-l vedem și pe Alex aici, tot pescar fidel. El abia a venit și el de vreun sfert de oră. Un cărășe. E bun, gata. N-au mai fost locuri și am așteptat puțin să vedem dacă mai... Au fost doi băieți care n-au mai venit și... Și așa, e aglomerație mare, astăzi e aglomerație. Duminica viitoare face rezervare de astăzi. Gata, de astăzi, da. Am trecut de ieri, de fapt, de când am vorbit, că mi-ai zis dacă nu pot, să poate azi pentru duminică. Trei locuri pentru duminică, da. Da, astăzi sunt prea mulți. Păi acum, săptămâna asta, ai văzut că am făcut și miercuri și vineri și sâmbătă și duminică, că am zis că poate mai vin și în zilele astea, ca să nu mai fim așa aglomerați duminică. Da, da. Să nu mai fim atât de aglomerați duminică. Ia zi, băiat, te-ai băgat aici în locul ăsta retras așa singurel aici? Bravo, bravo. Să ai grijă că, uite, aici sunt sforile astea de la hidrobicicleta asta, să nu se agațe de ea, ai înțeles? Să fii atent să dai pluta mai încolo. Ia să vedem aici, începem cu Floreștiu, nu-i așa? Da. Aici e gașcă mare. 8 plus 1, nu? Cât era? 8 persoane. Ai luat ceva? Am luat. Ai luat ceva? Ia.
Da, și aici. Că e bine. Gata, bravo, foarte bine. Ia să dăm și la voi aici. Eu nu vreau să scot. Nu vrei să scoți? Nu vrei să... este și la tine. Caută la ce cărăs. Mamă, da. La ce cărăs. Uai, de capul meu. Ce e ăla bursul ăsta așa? Eu de cât am mai burtat are ăla. N-am văzut până acum. Ce avea ăla de ea? Da, așa am văzut. Da? Ai văzut ce burtă mare are? Da. Ia. Yeah. A, tu e aici în gălăs. Ia uite ce caras de la Aurica. Mamă, ce frumos e ăla. Ai luat bine. Da. Ia uite ăsta. Ia ce frumos e ăsta. Pătat așa. Avem aici și spectatori. Și la partida de astăzi avem vreo 20 de pescari. E balta plină și astăzi. Da, mai nu mai am doi pescari profesioniști. Aici am numai profesor, ce să. La nebunii de tot. Gata. Nu se joacă așa, da. Nu avem timp. Da, da. Ia să scurtă toată lumea a prins, e mulțumită toată lumea, nu? Mulțumită, da. Și începătorii sunt mulțumiți, nu-i așa? E așa, e? Așa e, băiatul? Ești mulțumit, nu? Bravo. Gata, le-ați strâns? Da, nu mai sunt, mă doare ca fără. Nu mai? De la soare, da. Ați luat ceva? Bă, băiatul ăsta. Bravo. Las pe băiatul ăsta aici să... A, așa. Să nu lăsa să dea locul meu aici. Nu, nu. Nu mai să îți lase locul liber. Și la voi aici e activitate? A fost? Da. Mai joacă ceva frumos pe jumătate. Da, sunt și niște crapi, sunt și niște fitofagi. Pe că ea joacă să picăm. Da, da. Uite, și aici. Găleta aproape plină. Ia arată-mi și mie. Ia, să te filmez aici să văd ce. Ia uite, și aici, caras. Frumoși. Ia să vedem ce face domnul Catrin aici. Nu e să nu calci pe unde. E... am dat de ea, nu? Bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Ia că eram curios să văd și eu ce a prins domnul Catrin aici. A, iar la ține bunii și astăzi. A? Care merge de pe. Ia ridică fânele un pic. Ia uite. Mamă, ce de acolo. Scoate vreșul, ia zic care e. De prăjitul e tot. E tot vorba lui. Mă, acolo ce-l scoate. Ce? Mamă, cât pește a prins. E bine, ce ai băieții ăștia? Că dacă mai prindeți așa, așa și pleacă acasă. Dă cu pietre. Dă cu pietre. Cât face în aia? Iată, gata. Las și luată, da? Frumos. Te deranjează că apari în postare? Nu? Nu? Ia să vedem și pe partea asta aici. Hai să-l văd și eu, să-l văd și eu. Nu pleca.
Ia, mi-a arătat și mie și vernicul. Să vedem așa de curiozitate ce s-a prins în câteva ori. Frumos, frumos, bravo. Atunci dacă nu vă deranjează, mi-a arătat și mie și peștele. Ia să vedem cu ce vă lăudați ea. O, păi e, s-a spris bine, bine, bine. Bă, frumos. Este, gata. E, să vede ce se mai dă. Bravo. Poftim? Grămadă. Da. Ia să văd aici pe aripa asta. Ia să vedem băieții de la o grăzene aici. Că și duminică tot de la o grăzene am avut aici. Patru sau nu știu câți au fost. Ia mă. Păi ești tare, mă, ești tare. Ce să mă mute. Frumoși de tot, frumoși. Și nu mai mare ai prins, fii atent. Nu mai mare. Am avut viermul și morți, da. Și la mine la ăștia morții numai așa a tras. Da. Mulțumesc. Bravo, frumos. Frumos, frumos. Recomandare. Da. La care totală. Așa lua și el. Are și nașul acolo, nu? Are și el, iau-te. Are, da. Toate vine de tine. Tot frumos așa, mari. Are și el ceva aici? Da, da, da. Are și el, acolo. Tot așa. Este, este. Da. Frumos, frumos ce sunt. Bun, bravo. Asta vedem aici, băieți ăștia. Vă deranjează dacă vă filmez? Nu, nu. Ia să vedem. Și noi peștea. Facem o postare. O, este. Bun. Frumos. Bravo. O, ce mare e carasul ăla. Mamă, ce mare e carasul ăsta. Frate. Cred că e cel mai mare caras pe care l-am văzut până acum. Chiar mișto ăla. Frumos de tot. Da. Iată, mai fac și o postare pe Facebook. Deci chiar mai bine decât duminica trecută la partida asta, s-a prins mult mai bine. E treabă bună, înseamnă că e pește în continuare. Ia să dăm aici, că avem și un ciortan frumos. Da, până... Păi ar fi trebuit un degorjor, da, gata? E. Yeah. Frumos. Frumos ăsta, ține-l așa. La râmă l-ai luat? Da. Aha, mișto. Bravo. La râmă, nu? A căzut direct pe gura la ăla. A intrat direct cu cârlicul tot în gură, direct în juvelnicul ăla mic. În gaură aia, n-a avut loc să mai îl scoată de acolo. Asta, da? Ten, asta e trimis de la tine, la el. Nu, e ten, 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 ten. Asta e. Asta e clean. E ten, mă, de la ten? Ten, e, da. Ten. Seamănă cu cleanul cândva, da. Gata. Gata, poate nu mai mare. Da, chiar așa. Îl trimit pe WhatsApp, da. Gătim aici la tuci. Azi e umplut. Da. Mamă, ce frumos e. Ce frumos arată și acolo ce e. O roșie de grădină. Grădină. Da. Hai de fapt. Frumoseți. Și mai durează mult? Nu mai am arătat. Cât? O oră? O oră și, da. Au. Trebuie încet așa. Ia să vedem un crap. Ia. Ia să vedem ce crap.
Cine a luat copilul? Băiatul ăsta l-a luat copilul? Da. Ia, frumos să stau. Frumos să stau, da. Bravo, da. Cine l-a luat? Să fac o poză să-i dăm drum. Cine l-a luat? Tot l-ai luat? Eu, da? La uiță, da. Păi, tot în locul ăsta, aici, duminica trecută, a fost o fată cu o femeie, cu soțul. Vreo trei crape a prins tulacii în colțul ăsta. Da, da. E apa puțin mai mică aici, nu știu, vine că e apa mai caldă, mai... Bravo. Gata, au uite-l ce se duce. Uite la băiatul, așa, domnul ăla. Davide, uite un e barul acum, băiatul lui ăla, Juvel. Caută aici activitatea. Pescare să le pică, să pună mâna pe pește. Până la noi pescare. L-a băgat în apă pe ăla? Ia, ia, ia să-l duc și-o pe ăsta. Frumos, da. Ăla era frumos, da. Ăla chiar era frumos. Galben și mare, așa. Știu că ce prindeți voi. Voi stați jos, eu nu stau. Uite, ia-ți lădiți, că sunt lădițe câte vrei. Vrei să ți-am să-mi dai o lădiță? Ia, 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 ce e eu acolo așa? Bă, mă, 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 mă! A, uite, bă, ce frumos e! Dar ce a tras de la, am zis că e vreun crap ceva, zic, sau vreun ten. Frumos ăsta. E numai în locul acolo la el. Te dau pe Facebook, gata. Poate mă prind pe mine la aia. Important, frumos. A venit nea Cârciumarul la... la caras și a dat peste crapia. Ia mai întoarce un pic așa, așa a spus. Și ia. Frumos, frumos, de tot. Ia. Mușca, mușca. Bravo. Hai, eliberare. De săptămâna viitoare o să dăm drumul și la crapi. Gata. Cam asta. Uite că mai vine o mașină, cineva care a întârziat. Deci cam asta e situația după două ore de pescuit. Ne vedem și la alte partide.